O întrebare fără răspuns. Există viață după moarte? La cei 10 ani ai ei, Sara nu se mai oprea din întrebat. De ce păsările zboară, iar peștii nu? Ce este pe fundul mării? Pe Marte sunt bătrâni? De ce e sarea sărată? De ce e zahărul dulce? De ce vorbesc papagalii, iar maimuțele nu? De unde știm că pietrele nu gândesc? E adevărat că pisicile au 9 vieți? Ce visează pinguinii? Și în somn punea întrebări. Disperați, părinții ei i-au cumpărat o carte de 1000 de pagini care se numea Tot ce trebuie să știi înainte de a muri. Orice alt copil s-ar fi plictisit de cartea aceea groasă primită în dar, însă nu și Sara. Petrecu luni întregi citind informații din toate domeniile. Fizică, arheologie, grădinărit, limbi străine, literatură și nu a mai pus întrebări. Părinții ei erau acum liniștiți, dar când a împlinit 11 ani în timpul petrecerii de ziua ei, Sara i-a anunțat că a terminat cartea. Mama și tatăl începură să tremure de frică și pe bună dreptate. Fetița spuse, vreau să vă întreb ceva. Părinții începură să dea din colț în colț. Numai o întrebare, nu faceți atâta caz. Există viață după moarte? Toți amuțiră, nimeni nu știa răspunsul. Fratele ei mai mare, care avea 18 ani, izbucni. Uite-o și pe pitica asta, care încă n-a aflat că de mii de ani oamenii caută răspunsul la această întrebare și nu l-au găsit. Dar poate l-o găsia, mai știi? În noaptea aceea, Sara nu a dormit. Și nici în noaptea următoare, luni la școală, o întrebă la sfârșitul orei pe profesoara de științe ale naturii. Există viață după moarte? Nu primi un răspuns mulțumitor, așa că se duse să-l întrebe pe un profesor de fizică de la gimnaziu. Acesta o trimise la profesoara de filozofie, care i-o tăie scurt. Ca să afli dacă există viață după moarte, trebuie mai întâi să mori și nimeni nu s-a întors să povestească. Hotărâtă să găsească pe cineva care să-i răspundă la întrebare, Sara se duse la bibliotecară, o doamnă de aproape 50 de ani, care știa multe limbi străine. Dar nici ea nu avea răspunsul. Atunci, dați-mi o carte unde să scrie, aici sunt mii de cărți. Bibliotecara clătină din cap, arătă spre cărțile din raft și îi spuse: poți să le citești pe toate, răspunsul tot nu-l vei afla. Disperată, Sara ieși în curtea școlii și se așeză la umbră sub pomul ei preferat. Începu să plângă. Nimeni nu știa răspunsul. Ce era de făcut? De ce plângi, scumpa mea? O întrebă grădinarul. Elevii mai mari spuneau că grădinarul Miguel e la fel de bătrân ca școala unde lucra. Lucra aici din totdeauna. Sarei îi plăcea mult de el pentru că era foarte bun cu copiii. Am o întrebare foarte importantă și nimeni nu vrea să-mi răspundă la ea. Dacă nu aflu răspunsul, nu o să mai pot să dorm niciodată, oftă ea. Bătrânul Miguel zâmbi. Era obișnuit cu întrebările Sarei. Ia să vedem noi dacă nu te pot ajuta. E o întrebare foarte grea să știi, îl preveni Sara. Există viață după moarte? Grădinarul se așeză lângă ea pe bancă. Asta e întrebarea care nu-ți dă pace? Sara dădu din cap. Păi, să știi că și eu am o întrebare care mă frământă, scumpa mea. E o întrebare foarte importantă pentru că afectează tot ceea ce facem, spuse misterios grădinarul. Uite care e! Există viață înainte de moarte?